Au golit acest canal pentru prima dată în decenii, și ceea ce au găsit este cu adevărat ciudat. Canalul Saint-Martin, chiar în inima Parisului, este ca o bijuterie istorică a orașului. A fost construit sub ordinele lui Napoleon Bonaparte încă din 1802 pentru a furniza apă curată unei populații în rapidă creștere și pentru a facilita comerțul. Acest mare proiect a fost finanțat cu o taxă pe vin, ceea ce este foarte franțuzesc. Știți, de-a lungul anilor, pe măsură ce orașul a continuat să crească, canalul Saint-Martin a devenit o cale foarte importantă pentru a transporta lucruri și oameni. Dar pe măsură ce orașul s-a mărit, canalul a devenit și mai poluat și mai încurcat. În zilele noastre, deși canalul încă arată frumos cu podurile sale fermecătoare și toate celelalte, adesea se blochează cu gunoi și apă poluată. Autoritățile orașului au instalat recent un baraj și au drenat canalul pentru prima dată din 2001. Până acum au scos mai mult de 40 de tone de gunoi, și încă mai continuă. Dar iată partea cea mai interesantă, pe lângă gunoi, au găsit o grămadă de lucruri cu adevărat stranii acolo. Canalul Saint-Martin din Paris este un canal pe care Napoleon a ordonat să fie construit în 1802 pentru a aduce apă curată în oraș. Este unul dintre cele mai vechi și mai frumoase canale din oraș. Acest canal a fost folosit pentru comerț, finanțat printr-o taxă pe vin. Pe măsură ce orașul a crescut, canalul a devenit mai aglomerat și a ajuns să devină o groapă de gunoi plutitoare. Așa că autoritățile orașului au trebuit să curețe canalul. Până acum au scos mai mult de 40 de tone de gunoi, nu mai merge la job intră pe linkul din descriere și începe să faci bani din TikTok și încă mai continuă. Pe lângă gunoi, scafandrii au făcut unele descoperiri uimitoare în apele canalului. Se pare că mulți oameni au aruncat mii de biciclete și motociclete acolo, ceea ce este destul de surprinzător. Unele dintre aceste vehicule par să fi fost aruncate recent, dar majoritatea lucrurilor găsite sunt vechi. Printre aceste obiecte se numără în principal obiecte de uz cotidian, dar ele poartă o anumită valoare istorică și par să ne transporte înapoi în trecutul bogat al orașului. Aceste descoperiri uimitoare dezvăluie un aspect ascuns al istoriei Parisului, un martor tăcut la numeroasele vieți și evenimente care au modelat orașul de-a lungul secolelor.